Am scăpat de zăpadă, am dat peste gunoaie. De când s-a topit zăpada, municipiul Târgu Jiu seamănă mai mult cu o groapă de gunoi decât cu o reședință de județ. Un motiv în plus ca serviciul de gospodărire comunală să demareze curățenia de primăvară. Angajații de la Salubritate au luat în vizor depozitele de gunoi formate de târgujieni chiar lângă propriile locuințe. Se desfințează depozitele de gunoi necontrolate apărute în perioada iernii în zona Narciselor, în zona Căvitan Buzatu, în zona Pandurașu. Mai sunt câteva zone în oraș, dar în aceste zone, în ultima perioadă, au apărut foarte multe deșeuri. Se va interveni acum că se poate, nu mai este zăpadă și putem ajunge la ele. În multe cazuri, cetățenii preferă să arunce gunoaiele pe stradă sau în spatele blocului decât să utilizeze containerele speciale sau să apeleze la societatea de salubrizare atunci când au nevoie. Toată lumea din acea zonă are contract încheiat cu Polarisul pentru ridicarea deșeurilor, dar unii oameni din acea zonă preferă să ducă să descarce o căluță cu gunoaie în acea zonă, în loc să, eu știu, să contacteze Polarisul dacă au nevoie de ridicat mai des decât e nevoie. Reprezentanții primăriei vor toaleta și pomii de pe raza orașului, vor curăța parcurile și vor planta peste 50.000 de panseluțe în luna mărțișorului.